Jurnalele RTT. Știri la fix. De două ori mai mulți turiști pe pârtile din Poiana în vacanța de Crăciun față de anul trecut. În perioada 24-27 decembrie s-au înregistrat 81.000 de treceri pe la turnicheții instalațiilor de transport pe cablu din Poiana față de numai 41.000 înregistrate în aceeași perioadă anului trecut. Sezonul acesta este cel mai bun din ultimii ani și se datorează temperaturilor scăzute înregistrate în luna decembrie, care au permis înzăpezirea artificială a pârtilor. Anul acesta este și primul an în care sezonul de schi a început în prima parte a lunii decembrie. Cele mai multe urcări cu instalațiile de transport pe cablu au fost în a doua și a treia zi de Crăciun. Pe 26 decembrie s-au înregistrat 24.000 de urcări, iar pe 27 decembrie, de Sfântul Ștefan, au fost peste 26.000 de urcări. Administratorii domeniului schiabil din Poiană dau asigurări că starea pârtilor este excelentă. De marți noaptea se lucrează și la înzăpezirea părții inferioare a pârtiei Lupului, iar în weekend se deschide și această porțiune de pârtie. Deocamdată închisă mai este doar zona inferioară a pârtiei sub teleferic. În prezent, zăpada măsoară 100 de centimetri în vârful masivului Postăvaru și 70 de centimetri la bază. De la deschiderea sezonului de schi s-au folosit peste 110.000 de metri cub de apă din lacul artificial din Poiană și s-au produs 275.000 de metri cub de zăpadă artificială. Brașovenii care vor să întâmpine 2017 în inima orașului, în Piața Sfatului, vor avea parte, pe lângă concerte, de un show cu lasere și un spectacol de artificii. Atât pentru brașoveni cât și pentru turiști, le-am pregătit un concert de muzică, avem DJ Project, avem trupa Coco Analesco și, bineînțeles, nelipsitul foc de artificii. Îi așteptăm pe toți în Piața Sfatului pentru a trece împreună în noul an. Spectacolul începe la ora 23, iar de la 23 și 45 de minute brașovenii vor vedea show-ul de lumini. În primele minute ale noului an, cei din Piața Sfatului se vor bucura de focul de artificii. Dacă veți petrece Revelionul în Piața Sfatului, îmbrăcați-vă bine. Meteorologii au anunțat ger în noaptea dintre ani. Accident sau sinucidere? Asta trebuie să afle polițiștii brașoveni după ce o femeie a căzut de la etajul 4. Tragedia s-a petrecut de dimineață pe strada Independenței din cartierul Tractorul. Vecinii au fost cei care au anunțat la 112 că femeia în vârstă de 50 de ani zace pe caldărâm. Paramedicii care au ajuns la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a salva viața femeii, care a murit în urma impactului cu solul. Vecinii spun că femeia locuia singură și părea că are și probleme psihice. Avea. Stătea singură? Singură. Avea un băiat. Părinții au murit mai de mult. Și avea un picior tăiat. Așa. Are un băiat, nu știu pe unde e, nu l-am mai văzut. Și în ultimul timp o cam luase din loc. Era bolnavă. Era rău, rău. Păi pe frigul ăsta se ducea până la alimentară cu capul descoperit în plouă. Și avea niște ieșire așa. Vorbea singură. Poliția Brașov a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs incidentul, însă cel mai probabil a fost vorba despre o sinucidere. Cei care și-au lăsat pe ultima 100 de metri rezervarea vacanței de Revelion mai au șanse să găsească libere câteva camere în Poiana Brașov. Hotelierii au pregătit oferte last minute și speră astfel să ocupe toate camerele. Gradul de ocupare în stațiune a depășit în prezent 90%. Hotelierii din Poiana Brașov se întrec în oferte pentru a-și atrage turiștii. Unii vin cu prețuri considerate accesibile, alții cu facilități de relaxare și petrecerea timpului liber. Dar parcă nimic nu poate să concureze camerele în care au dormit staruri celebre de la Hollywood. De-a lungul timpului am avut niște invitați foarte speciali, cum ar fi Nicole Kidman, Jude Law, Renee Zellweger și inclusiv Donald Sutherland. Ei au filmat aici un film celebru. Au filmat un film celebru, da, Cold Mountain, se cheamă filmul. Au stat o perioadă destul de mare la noi în vilă, chiar în camera aceasta. O cameră în care oaspeții noștri vor putea să aibă acces. Pentru o astfel de cameră, turiștii trebuie să scoată din buzunar 675 de lei pe noapte. Pensiunea mai are câteva camere libere pentru cei care încă nu s-au hotărât unde își vor petrece Revelionul. Gradul de ocupare, în primul rând, vreau să vă spun că este de 90%. Pachetele noastre încep cu prețuri de la 450 de lei pe cameră pe noapte. Au mic dejun inclus,
acces la saună și la sala de fitness, în plus oferim în pachet, dacă sunt doritori sau se vine în grupuri mari, sala de conferințe și de evenimente speciale, plus un loc special amenajat pentru grătar, parcare gratuită în incinta unității, wireless gratuit și în rest tot ce mai doresc clienții pentru a se simți bine la noi. La un hotel de 4 stele din Poiana Brașov s-au eliberat câteva camere pentru că unii turiști și-au anulat vacanța. Așa se face că ghinionul unora este acum norocul turiștilor întârziați. Avem pachete de 3 nopți, 4 nopți, 5 nopți de cazare cuprinse între 390 și 500 de euro. Le oferim o cină festivă, noaptea de Revelion, cu multe surprize, clovni, magiciani pentru copii, așa, focuri de artificii. Iar în 1 ianuarie avem un prânz tradițional. Există și hoteluri care au vândut toate pachetele de câteva luni bune. Asta pentru că și ofertele au fost de nerefuzat. Avem săl de joacă pentru copii, avem o sală de bowling care e foarte căutată și turiștii își petrec un timp foarte frumos în hotel. S-au rezervat pachetele, încep de la 600 de euro de persoană, 4 nopți de cazare cu demi-pensiune. Avem cina festivă de Revelion inclusă în preț, cu atât mai mult artiști, muzică live, avem cabaret și muzică ușoară. Pe lângă cazare și distracție, turiștii se vor putea relaxa la spa. După o zi reușită la schi, știm bine, avem o zăpadă frumoasă, îi așteptăm la spa, avem apă sărată, pregătiți cu saună uscată, saună umedă. De altfel am pus la dispoziția clienților ceai fierbinte și hidromasaj. Mini-vacanța de Revelion se anunță una perfectă pentru turiști. Mama Natura a avut grijă să le ofere iubitorilor sporturilor de iarnă zăpadă din belșug. De distracție se vor ocupa de acum administratorii hotelurilor și pensiunilor din Poiana Brașov. Sprijin de la Consiliul Județean pentru muzeograful Radu Popica. Consilierii județeni au aprobat în ultima ședință acordarea unui ajutor de 10.000 de lei pentru Radu Popica, șef de secție la Muzeul de Artă, cel care în urmă cu mai bine de o lună a fost grav accidentat pe o trecere de pietoni. Popica a fost lovit de o mașină condusă de un tânăr bucureștean de 22 de ani. În urma accidentului a ajuns la spital în comă. Ulterior a fost supus mai multor intervenții chirurgicale pe creier și la picior, iar în prezent se află internat în secția de neurochirurgie a Spitalului Clinic Județean de Urgență. Suma aprobată de consilierii județeni va fi acordată din fondul de rezervă al forului județean. Sprijin de câte 10.000 de lei au primit în aceeași ședință alte două cazuri medicale. Este vorba despre doi copii minori care au nevoie de investigații și tratamente costisitoare de recuperare. Rafael Garay a fost arestat. Omul de afaceri chilian, acuzat în țara sa că ar fi fugit cu $1 miliard, a fost arestat preventiv miercuri seara. Decizia luată de magistrații Curții de Apel Brașov a fost contestată, iar contestația a fost judecată la Înalta Curte de Casație și Justiție, ai cărei judecători au menținut soluția. Rafael Garay s-a aflat în arest la domiciliu într-o locuință închiriată din Brașov încă din 19 noiembrie, după ce, cu o zi înainte, omul de afaceri chilian fusese capturat de polițiști într-un mall din Boraș. Autoritățile chiliene, care l-acuză de deturnare de fonduri, au demarat deja procedurile pentru extrădare. Rafael Garay a fost localizat la noi în țară în luna septembrie, după ce a depus actele necesare pentru a se căsători în România cu o harghiteancă. Pentru a fi alături de iubita lui, pe care a cunoscut-o într-un club, milionarul ar fi cerut azil politic în România. Motivul oficial al cererii de azil nu este însă povestea de dragoste, ci faptul că ar fi persecutat politic din cauza fiului președintelui chilian. Presa ciliană notează că milionarul ar fi anunțat în iunie că suferă de cancer la creier și că va închide compania pentru a urma un tratament. Mai știți îngrămădeala din piețe din ultimele zile ale anului când părinții târgâiau cele necesare pentru masa de Revelion? Acum vânzătorii joacă de pe un picior pe altul să nu înghețe și încearcă să-și protejeze marfa de frig în așteptarea clienților care nu prea se arată. Ne îmbrăcăm! Ce să facem mai mult de atât? M-am îmbrăcat, sunt destul de îmbrăcată, dar dacă stai și e, când e fric, tot mai îți îngheață picioarele. Și toată lumea ne compătimește cum de rezistăm în frig, dar trebuie să ne facem voință că nu avem încotro, altfel nu avem de unde câștiga un bani. Nu poți să te duci, mai ales eu la vârsta mea, acum nu mai am unde să merg, că nu mă angajează nimeni. Dacă legumele, carnea, peștele și murăturile își găsesc loc pe masa festivă dintre ani, fructele nu se regăsesc nici măcar pe listele de cumpărături. Indiferent de marfă, precupeții se plâng de lipsă de clienți. În așteptarea lor, o partidă de șah face să treacă vremea mai ușor. Și parcă și frigul e mai ușor de suportat. Nu merge vânzare? Nu merge deloc. Merge prost.
Din ce în ce mai rău merge. Din ce în ce mai rău. Dar de ce credeți că se întâmplă? Din cauza că sunt supermarketul și are unde să meargă omul iarna și nu mai vine aici în piață. Vânzătorii speră ca măcar pe final de an să fie mai mulți cumpărători. Alt servici nu avem noi. Ăsta e serviciul nostru. Asta e munca noastră, asta facem. Asta trebuie să vindem marfa. Nu? Dacă nu o vindem acum, când se vinde, când o vindem? Din ianuarie e mai slab. Nu? În ianuarie este și mai frică, își vine și gerul boboteze, iar vânzătorii spun de pe acum că în zilele geroase vor sta acasă. Val de pensionări la Poliția Brașov. 156 de angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean au ieșit la pensie pe parcursul acestui an. Printre cei care au plecat recent se numără și comisarul șef Liviu Naghi, fostul purtător de cuvânt al instituției. Sarcinile sale au fost preluate de agentul șef adjunct Gabriela Ioana Dinu. Au beneficiat de prevederile unei legi, astfel încât, îndeplinind condițiile, au putut să facă acest pas. Deși la nivelul inspectoratului există un deficit de personal de 15%, șeful Poliției Brașov spune că nu există departamente care să aibă probleme majore de personal. Deja s-au demarat activitățile de încadrare a acestor posturi, au și fost ținute concursuri cu încadrare atât din sursă externă, cât și din trecerea din corpul agenților în corpul ofițerilor. Cu toate acestea, indicatorii de performanță nu au avut de suferit, ba chiar s-au îmbunătățit, spune șeful Poliției Brașovene. Pentru următorul an, prioritatea este reducerea în continuare a numărului accidentelor de circulație grave. La miezul zilei de 31 decembrie va răsuna muzica în Biserica Neagră pentru ultima oară în 2016. Cine a fost la unul dintre concertele de Crăciun și mai ales cine a rămas cu regretul că nu a ajuns pentru că nu a prins unul dintre biletele care s-au epuizat de cum au fost puse în vânzare, nu are cum să lipsească de la concertul la Cumpăna dintre ani, din 31 decembrie de la ora 12. Tradiția instituită de organistul Hanse Karchland continuă să adune iubitorii muzicii corale și de orgă la fiecare sfârșit de an. Concertele de sărbători au încântat sute și sute de oameni care au umplut Biserica Neagră de 3 ori într-o săptămână în decembrie. Primul cu un repertoriu special ales pentru perioada așteptării venirii pruncului Isus. Corul Bach al Bisericii Negre, alături de soliști și orchestra formată din muzicieni ai ansamblurilor Capella Coronensis și Neumarkt Brass, sub bagheta dirijorului Stefan Schland, a transmis bucuria nașterii Mântuitorului prin concertul intitulat Larg deschideți poarta sufletelor voastre. Spiritul autentic al Crăciunului, cântând colinde în 8 limbi. Fondurile strânse prin a 5-a ediție a proiectului Ascultați Colindul Îngerilor, realizat de Fundația Forum Arte împreună cu Biserica Evanghelică Cea din România, Parohia Brașov, sunt destinate Spitalului de Copii. Așadar, nu uitați că trecerea în 2017 va fi marcată în Biserica Neagră prin concertul la Cumpăna dintre ani, din data de 31 decembrie ora 12. De fiecare dată publicul se bucură de sunetele divine și așteaptă mesajul spiritual al comunității evanghelice pentru noul an. 2017 este un an jubiliar în care Biserica Evanghelică sărbătorește 500 de ani de la reformă. O superstiție spune că în noaptea de Revelion este bine să mănânci pește, să te strecori printre obstacolele din noul an cu agilitatea unui pește. Brașovenii cunosc lecția și o urmează. Am cumpărat pește și hârtie igienică. Pește pentru noaptea de Revelion? Da. Ca să vă meargă bine tot anul? Da, pește. Da, și dumneavoastră tot pește? Da, 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 pește. Pentru că e mai ușor și, bine anul și să ne meargă bine anul care vine. Peștele nu poate sta singur pe masă, așa că la mare căutare în piață sunt și legumele. Legume, mai mult și pește. De ce? Pentru masa de Revelion? Sau? Da, 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 în familie, da. Da, da. Și ce o să pregătiți? Pește la tavă cu multe legume, cu tavă de legume coapte și udat cu vin. Murăturile sau varza murată sunt printre cele căutate în această perioadă. Chiar și după meniurile grele de Crăciun, un mic autentic este întotdeauna binevenit la piață. Bună ziua, poftă bună vă dorim. V-ați cumpărat mic? Da. Așa de dimineață e micul dejun acesta?
Mergi și câțiva mici după masa bogată de Crăciun, nu? Da, da. Chiar și nu sunt de aici, sunt străin din partea Bacoului. Și am venit pe lacă pe aici cu treabă. Piețele brașovene vor fi deschise și în ajun de Revelion până la ora 19. În prima zi a anului 2017 vor fi închise, iar pe 2 ianuarie va fi program scurt până la ora 15. Stegari din trei generații s-au întâlnit între Crăciun și Revelion să depene amintiri și să se bucure alături de cei pentru care culorile galben-negru înseamnă cel mai frumos simbol al Brașovului. Foști jucători precum Cezar Ardelean, Nelu Naghi, Petre Cadar, Neluțu Mandoca, Eugen Moldovan, Vasile Bența, Valer Șulea, Vasile Gherghe, Petre Lucian, Hans Kramer sau Marin Barbu au răspuns chemării și au petrecut o seară frumoasă împreună. Cea mai iubită echipă sportivă a Brașovului a obținut performanțe importante pe plan intern, dar și internațional, iar cei care au purtat tricoul galben-negru de-a lungul timpului fac cu toții parte dintr-o mare și frumoasă familie. Orice întâlnire este binevenită, este un prilej de readucere aminte a unei perioade din viața noastră cu plusurile și cu minusurile care le-am realizat atunci. Și bineînțeles mai facem o analiză asupra actualității situațiilor familiare. Este sărbătoarea noastră, este sărbătoarea stegarilor. Trebuie să vă spun că sunt emoționat pentru că am trei generații aici. Eu sunt cel mai tânăr din generația lui Steagul Roșu. Am prima generație în care l-am alături pe Petrică Cadar. Am a doua generație în care l-am prins pe Nelu Naghi, pe Șulea, pe jucători care au trecut și mi-au format, să spun așa, drumul spre înalta performanță. Este o mare plăcere pentru mine, pentru că ne-am întâlnit, să zic așa, cam trei generații, foști colegi de-ai mei cu care am jucat împreună și mă simt minunat pentru că ne întâlnim cam rar. Sunt bucuros că ne întâlnim din nou. Kramer a avut o idee extraordinară și ne-a adunat pe toți. Mă bucur că sunt printre colegi, printre fotbaliști, printre foști fotbaliști, cu nume mare și sperăm să continuăm această tradiție. Cei care iubeau această echipă încă din anii 80 își amintesc drumul parcurs de multe ori pe jos până la stadion sau pe scările autobuzelor și troleibuzelor care nu mai opreau până la stadion de câte ori juca Steagul. Din păcate, în ultimii ani nu s-a mai umplut stadionul, chiar dacă numărul de locuri a fost mult redus. Mai mult, clubul este în pragul falimentului, chiar dacă, din punct de vedere sportiv, echipa are șanse de revenire pe prima scenă. În sufletele celor care și-au dedicat tinerețea culorilor iubite, ar fi o durere imensă ca această frumoasă echipă să dispară. Pentru mine e greu să vorbesc despre subiectul ăsta, pentru că fiind plecat efectiv nu știu de ce și cum s-a ajuns aici. Cert este că e trist. E trist, așa cum e trist că au dispărut foarte multe echipe de tradiție. Pentru mine, că a fost jucător atâta timp la FC Brașov, este jenant undeva, câteodată sunt foarte mâhnit, supărat. Dar stau și gândesc că poate mâine se va schimba. Gândesc eu că cineva totuși va veni și va spune haupa, haide să facem ceva. O pată neagră pentru Brașov. Nu cred că se poate așa ceva, dar așteptăm să vedem care sunt viitoarele eforturi care se din partea. Nu știu dacă primăria mai poate să țină echipa sau poate să o ajute cu ceva. O vom vedea. Chiar dacă depânarea amintirilor a fost foarte plăcută pentru foștii fotbaliști, cel mai emoționant moment al întâlnirii a fost intonarea celebrului imn În orașul de sub tâmpa, cel care i-a făcut pe cei prezenți să cânte din toată inima cum numai cea mai înfocată galerie o poate face. Victorie extrem de importantă obținută de Lupi în deplasarea de la Budapesta cu MAC. Deși gazdele au condus în trei rânduri, brașovenii au egalat de fiecare dată și au reușit chiar să obțină victoria după șuturile de departajare. Budapestanii au deschis scorul în minutul 12 prin Naghi, însă Klemp a reușit să egaleze în același minut. Ion Boras i-a dus din nou un avantaj pe maghiar cu numai 2 minute înainte de pauză, dar același Klemp a egalat din nou în ultimul minut al primei părți.
Boraș a mai înscris odată în minutul 27 când gazdele erau în superioritate, dar McGregor a egalat 10 minute mai târziu. În ultima repriză, cele două echipe au fost mai preocupate să nu primească gol și nu s-a mai înscris, cum de altfel s-a întâmplat și în prelungiri. În cele din urmă, la loviturile de departajare, singurul care a reușit să înscrie a fost același Klempa, care a dus două puncte prețioase Brașovului, mai ales că echipa din Dunai-Varoș a pierdut pe teren propriu cu Dunărea Galați după prelungiri și a reușit să câștige astfel un singur punct. În această seară, Lupii vor juca penultimul meci din acest an la Secheș-Fervar, pentru ca vineri să fie și ultimul meci din 2016 în deplasare cu Dunai-Varoș. În clasament, pe primul loc se află Mișcolți cu 65 de puncte, urmată de Uipești cu 62 de puncte, MAC cu 61, Corona cu 56 și Dunai-Varoș cu 52 de puncte. Pe final de an, echipa brașoveană s-a și întărit cu un fundaș care și marchează foarte des. Canadianul Garrett Clark, în vârstă de 26 de ani, are 1,83 m de centimetri înălțime și cântărește 90 de kilograme. Chiar dacă vine din Canada, Clark cunoaște și Liga MOL, deoarece a evoluat în urmă cu două sezoane pentru Mișcolți. No problem, echipa pentru care au jucat Răzvan Marin, Florin Iacob, Marius Constantin, Marian Constantinescu, Dinu Todoran și Vasile Maftei a fost eliminată de la turneul vedetelor încă din faza grupelor. A fost cea mai mare surpriză a unei ediții din care rezultatele neașteptate nu au lipsit deloc. No problem a pierdut meciul decisiv în fața celor de la Clali, pentru care au evoluat Buga, Stână, Boția, Alupoaiei, Avram, Forica, Cristia, Damian și Burlacu. Cei de la No problem au condus cu 2-1, însă Clali a întors scorul și s-a pus cu 3-2. Pentru Clali au marcat Buga, Avram și Burlacu, în timp ce reușitele învinșilor au fost semnate de Maftei și Constantinescu. Cel mai dezamăgit de înfrângere a fost Răzvan Marin, care venise cu obiectivul câștigării turneului și își dorea foarte mult să-l învingă pe tatăl său în meciurile eliminatorii. Anul acesta e și tatăl tău. Crezi că se descurcă, se mai descurcă acum cu fotbalul în sală? Da, se descurcă, sunt sigur că se descurcă, pentru că joacă tot timpul la mini-fotbal, are echipă și sunt sigur că se descurcă. Îmi doresc mult să joc împotriva lui și să-l bat. Din grupa A s-au calificat echipele Alstad, Cristionescu, Romeo Surdu, Balin, Pânzaru, Minescu și Nae Rusen. Și pronostic sportiv cu Petre Marin, Sorin Ghionea, Adrian Neaga, Stelian Stancu, Bănel Nicoliță și Gigel Coman. Grupa B a fost câștigată de Golden Boys Bacău, iar pe locul secund s-au clasat cei de la Hydro Group cu Bogdan Rusu, Leonte, Țuțu, Emil Popa și Gâtej. Grupa C a fost câștigată de Clali, iar pe locul secund s-a clasat echipa la Sculărie. Grupa D a fost câștigată de echipa lui Dani Oțil, Neața și Prietenii, iar pe locul 2 s-a clasat Săgeata Stejaru. Meciurile eliminatorii și finalele turneului sunt programate pentru joi 29 decembrie. Săgeata Stejaru și Neața se vor întâlni în finala turneului de la ora 19:30 de minut. Basketbalistele de la Olimpia CSU au încheiat un an de excepție cu o victorie extrem de importantă obținută în ultima secundă în deplasarea de la Galați. Partida cu Phoenix a fost una echilibrată, însă dominată de brașovence, chiar dacă acestea au încheiat primul sfert în dezavantaj, scor 23-21 pentru gazde. Olimpicele au menținut însă același ritm susținut și în sfertul secund, astfel că au intrat la cabină cu un avantaj de 2 puncte, 43-45, după ce au câștigat sfertul al doilea cu 23-20. Superioritatea oaspetelor s-a văzut și în prima parte a reprizei secunde, adjudecată de elevele lui Dan Calancea cu 25-21, astfel că s-a intrat în ultima pătrime la scorul de 64-70. Echipa de la malul Dunării a încercat măcar să ducă partida în prelungiri și a egalat la 82 în ultimul minut. Un coș al brașovencelor a venit în ultima secundă și a pus capăt disputei, iar Olimpia s-a întors cu încă o victorie de la Galați, scor 82-84. Cea mai bună jucătoare a brașovencelor a fost Biliana Pesovici, care a reușit 23 de puncte și 11 recuperări. Tot un double-double a reușit și Cristina Higgins cu 15 puncte și 15 recuperări. Pentru Olimpia au mai punctat Hauser 18, Ardelean și Webb câte 12 și Crăciun 4. De la gazda au marcat Jackson cu 18 puncte, Steinhold cu 17, Covil și Rutan câte 16 puncte, Filip 10 și Dumitrache 5. Olimpia și-a consolidat astfel poziția secundă într-un campionat extrem de echilibrat în care campioana Sepsis Sfântul Gheorghe a câștigat la mare luptă disputa din deplasare cu ICIM Arad. Victoria de la Galați le-a asigurat matematic brașovencelor prezența în play-off, unde vor participa 6 echipe. Primul meci de anul viitor pentru Olimpia va fi în deplasare cu CSM Satu Mare în Cupa României.